Micile depresiuni intramontane din estul Transilvaniei, prin poziția lor geografică specială, s-au aflat la mijloc între zona extracarpatică, cu conexiuni pontodanubiene, și cea intracarpatică, cu legături spre centrul Europei, reprezentând așadar un spațiu de trecere, o graniță, dar și un loc de interacțiune culturală. La sfârșitul epocii fierului, triburile dacilor controlau drumurile montane printr-o serie de cetăți, forturi și turnuri, unele dintre acestea fiind edificări complexe bazate pe modificări importante ale reliefului. Așezările și cetățile dacilor nu au fost ridicate în același timp. Existența unora dintre ele a fost efemeră, în timp ce altele s-au dezvoltat în adevărate centre rezidențiale. În dreptul trecătorii Oltului de la Jigodin, la o veche intersecție de drumuri montane, s-a format, începând cu secolul al II-lea înainte de Hristos, o grupare compactă de așezări și cetăți. În secolul următor s-au ridicat aici incinte cu zid de piatră, s-au nivelat piscuri stâncoase și s-au pus bazele unui sistem de fortărețe și turnuri pentru controlul drumurilor și pasurilor locale. La Jigodin 3 impresionează vestigiile unui zid de piatră de 3 metri grosime, care se păstrează sub forma unui val cu traseu semicircular, ce închide laturile de nord, vest și sud ale platoului. La Jigodin 1, așezarea fortificată de pe dealul Morii, au fost cercetate 3 clădiri rectangulare de suprafață, construite din bârnă. Cea mai mare dintre acestea avea latura îngustă absidată, marcată de gropi de stâlpi și orientată către nord. La Jigodin 2, spațiul interior era foarte redus. Poziția generală este formidabilă, iar sistemul defensiv este greu de cucerit. Este format dintr-un zid de piatră și un șanț interior, ce împrejmuiau complet un mic platou oval stâncos. În apropiere, între Jigodin și Sâncreieni, în vara anului 1953, detonarea unei stânci dintr-o carieră de andezit a scos la lumină un tezaur extraordinar din argint, compus din 15 cupe de băut, întregi și fragmentare, 2 brățări, o fibulă și 2 monede. Varietatea tipologică a obiectelor ce compun tezaurul de la Sâncreieni sugerează o diversitate a surselor de proveniență, dezvăluind complexitatea unei rețele sociale cu punctul focal în locul pe care astăzi îl denumim Jigodin Băi. Cetatea Zânelor de la Covasna a fost reședința unui conducător local, un sit cu o evoluție dinamică, adeseori violentă, un munte întreg amenajat și întărit de daci. Prima fază de amenajare și locuire aparține secolului al II-lea înainte de Hristos. Situl a fost distrus în secolul următor. Cetatea Zânelor este de fapt un munte modelat de către daci. Atât platoul superior, cât și restul teraselor sunt împrejmuite cu ziduri groase, de 2 metri, construite din piatră locală. Rolul acestor ziduri a fost atât defensiv, cât și pentru susținerea teraselor și a materialului de umplere, folosit pentru lărgirea zonelor de locuit. Clădiri de mari dimensiuni, din lemn și lut, dar și din piatră, cu inventar bogat, au fost descoperite în toate locurile unde s-au executat săpături arheologice, indicând faptul că situl a fost ocupat în mod stabil și intens. În zona unde zidul terasei a doua se unește cu cel de pe terasa a treia, a fost ridicat un bastion de formă pătrată, cu latura de aproape 9 metri. Structura de piatră a bastionului s-a păstrat pe o înălțime de 5 metri. Pe acest fundament de piatră s-a ridicat o structură din lemn, așa cum o atestă descoperirea de bârne carbonizate, pământ ars la roșu, cenușă și lipitură cu urme de nuiele sau de scândură. Una sau mai multe clădiri, cu câte 3 rânduri de stâlpi, au fost construite pe terasa a doua. Stâlpii au fost din lemn, gropile acestora adâncindu-se în stâncă aproape 1 metru. Clădirea, cu o suprafață mai mare de 50 de metri pătrați, a fost folosită într-o etapă timpurie din viața cetății, locul ocupat de către aceasta fiind mai târziu nivelat. Cetatea Zânelor a fost singurul sit de epocă dacică din estul Transilvaniei în care s-au desfășurat cercetări arheologice sistematice în anul 2016. Ansamblul celor 3 situri din defileul Oltului din Munții Perșani, pe unde se făcea legătura între Transilvania și depresiunea Balaolt, este cel mai apropiat din Dacia de complexul de monumente din capitala regatului dacic de la Sarmizegetuza Regia, prin planul edificiilor, programul de amenajare teritorială și complementaritatea funcțională a siturilor distribuite într-un areal compact. Este rezultatul unui proiect de sistematizare a spațiului implementat în prima jumătate a secolului I, înainte de Hristos. Pe platou și pe cele 7 terase amenajate ca niște scări descendente ale unui teatru antic, au fost cercetate cel puțin 7 edificii de mari dimensiuni, cu plan complex, circular, cu aliniamente de stâlpi sau navă rectangulară și absidă, unele dintre având multiple etape de refacere. Aceste clădiri de mari dimensiuni puteau să servească unor scopuri diverse, reședința unor conducători, clădiri cu rol public, inclusiv religios. La Piatra de Tunată, dacii au construit o așezare fortificată, contemporană cu centrul rezidențial de pe Tipia Ormenișului și care este amplasată la mai puțin de 1 kilometru departare către vest. Zid de piatră prevăzut cu cel puțin un turn a fost construit pe urmele unui val de pământ mai vechi, ridicat de oamenii care au trăit aici cu aproape 1000 de ani înainte. În spatele zidului, pe o terasă îngustă semicirculară, au fost descoperite mai multe locuințe din vremea dacilor. Acestea erau rectangulare, mari, aliniate ca niște barăci perpendiculare pe zid.